În urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate în dimineața de 17 aprilie, au fost descoperite și ridicate 7 pungi cu substanță pulverulentă de culoare maro, aproximativ 40 de grame, susceptibilă a fi heroină, peste 240 de comprimate cu substanțe active, alprazolam și tramadol și 18 seringi hipodermice cu urme de folosire și cu urme de substanță. De asemenea, au mai fost descoperite și ridicate o pungă cu o substanță pulverulentă alb-gălbuie, o pungă ce conține fragmente de substanță solidă cristalină transparentă, mai multe linguri cu urme de ardere și cu urme de substanțe pulverulente, aproximativ 10 grame de cannabis, un grinder, un cântar de precizie, 10 telefoane mobile și 1100 de lei. La sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au fost conduse 11 persoane în vederea audierii. Totodată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus reținerea a 4 persoane. Ulterior, la data de 18 aprilie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor cercetate pentru 30 de zile. La data de 17 aprilie, polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș și municipiul București într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022 și până în prezent, 5 persoane, acționând în cadrul unei structuri infracționale organizată pe niveluri ierarhice, ar fi procurat, deținut și comercializat în mod repetat, heroină către consumatori din municipiile Lugo și București, pe parcursul investigațiilor fiind documentate 15 asemenea tranzacții.